Bună ziua, dragi prieteni! Astăzi vreau să vă arăt trei scule pe care consider că toți ar trebui să le aveți. Este aceasta, să începem cu această șurubelniță. Este doar 5 lei, este o chinezăraie, dar este foarte, foarte bine construită. Este luată dintr-un magazin chinezesc și ce mi-a plăcut foarte mult este că se poate prelungi, se trage de acest manșon, se prelungește, nu foarte mult, dar se prelungește. Dacă este cazul, o poți scoate de tot. O baci și ai și un cap drept. Dar cel mai interesant mi s-a părut faptul că mai are aici un orificiu. Poți introduce acest cap și în acest moment vei putea scoate niște șuruburi care sunt mai greu de scos, deoarece priza este foarte bună. Foarte interesantă, mie mi-a plăcut. E bună pentru a avea în mașină pentru orice eventualitate. Haideți să trecem la a doua. A doua este această cutie. Are și un sistem de prindere aici în spate. Asta a fost iarăși foarte ieftină, doar 12 lei. Inițial eu am crezut că este un cap foarte, foarte puternic magnetizat, dar m-am înșelat. Totuși, capetele nu par fi, nu pot, par a fi bune pentru vor mașina cu impact, nu le-am probat. Dar care este funcția acestui dispozitiv? Deci s-a întâmplat de multe ori să bagi un șurub și să pleci cu bor mașina, să încerci să bagi următor, să te trezești că acest cap nu mai este acolo. Nu este cazul cu această sculă, deoarece dacă împingi înăuntru, acest cap rămâne blocat, nu mai iese. Pur și simplu nu mai iese, trag aici cu aproape toată forța mea. Nu iese decât dacă vei trage de acest manșon înapoi. Și acum el va ieși tare și aici un magnet care ține acest bit, de se poate folosi și așa, dar odată ce vei presa pe el, el va intra oricum înăuntru, se va bloca acolo, așa că singurul dezavantaj care l-am găsit este că foarte, foarte prost magnetizat, nu știu de ce, poate aveți vreo idee să-mi dați și mie cum aș putea să-l magnetizez mai bine. Ce mi-a plăcut iarăși, unul din punctele forte este că este dintr-o singură bucată. De multe ori mi s-a întâmplat ca aceste două bucăți să se separe una de cealaltă. Ce mi-a plăcut din nou, pentru că v-am zis că acele capete nu par a fi bune pentru șurubelnița cu impact, voi folosi unul de la DeWalt, care este pentru impact, și îl bag aici și acesta funcționează la fel de bine. Nu iese de aici decât dacă tragi de acest manșon. Mai am și un cap aici de la acele șuruburi Torx, parcă se numesc. Cele care le folosesc când lucrez la acoperișuri sau la tâmplăria PVC, când montez tâmplăria PVC, și acesta rămâne blocat aici, ceea ce face ca această sculă să fie foarte utilă. V-am zis, nu este magnetizat, am și un șurub aici să vă demonstrez. Voi pune acest șurub mic și el nici măcar nu stă acolo. Asta e un mare dezavantaj. Poate m-a ajutat să-mi explica și mie cum aș putea să magnetizez acest cap mai bine. Să trecem și peste asta. Mai am această mereu uit cum se spune. Carabină. Care vine mereu atașată de cheia de la mașină. O să o scot de aici și să vă prezint rapid. Asta este firma, sper să focuseze câtuși de cât. Stai să încerc să focusez mai bine. Nu atâta poate. Dar nu pot să vă citesc deoarece nu știu cum să pronunță și decât să spun tâmpenii mai bine tac din gură. Este suficient că spun destule tâmpenii. Ce mi-a plăcut la ea, aceasta a costat 50 de lei, am cumpărat-o de la OMV și are aici un cuțit care se deschide, ați văzut, foarte ușor. Se blochează foarte bine, nu are un mic joc, dar a și fost folosit, se vede pe el că a fost folosit destul de intens. M-a scos de foarte multe ori din anumite probleme. Mai are un cap stea și acesta este folosit, mai are iarăși un cap drept.
aici are un desfăcător de bere. Mie nu mi-este de folos acesta pentru că pe mine mi-e poți lăsa în deșert, în fundul gol. Dacă mă lași cu două bere, îți garantez că le voi desface fără probleme. Și iarăși un cap pentru a sparge sticla. Iarăși face ca această sculă să fie bună, să o țin la cheia de la mașină, deoarece în cazul unui accident vei putea ieși foarte rapid în mașină. De altfel, am și întâlnit cazuri unde am asistat la un accident, am încercat să scot persoana din mașină, ușile fiind blocate și nu am reușit, am lovit cu picioarele până aproape că mi-am rupt piciorul. De acum încolo, acest lucru, dacă se va mai întâmpla, Doamne ferește să nu se întâmple, voi avea această sculă cu mine. Dacă aveți vreo întrebare, lăsați-o jos în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare și la revedere!